Deoarece am terminat cu examenele astea, sunt foarte fericit în acest moment. Am scăpat de foarte multe emoții și de o responsabilitate extrem de mare, așa că îmi permit să fac toate videoclipurile cancer sau mai puțin cancer care îmi vin în minte. Dar odată la 2 ani mai fac și eu câte un video în care să le dau importanță haterilor, pentru că nu vreau ca cineva să intre în depresie la urma urmei, că nu primește atenție. Sunt de părere că e bine să te bucuri măcar de 5 minute din viața ta cât te uiți la un video, decât să nu te bucuri deloc de viața ta, că nu-ți dă nimeni atenție. Considerați acest videoclip un fel de mare răspuns pentru toți oamenii care m-au întrebat de ce fac asta, mi-au spus că nu o fac bine și ei chiar se așteaptă să mă las de YouTube din cauza acestui lucru. Chit că este imposibil ținând cont că eu nu m-am apucat de YouTube ca să mă las cu una cu două. Ba chiar pot spune că hate-ul de la acel videoclip, care n-a fost chiar mic, m-a făcut mai puternic, deoarece înainte, dacă mi-ai fi spus că un YouTuber mare o să-mi dea roast, m-aș fi speriat un pic. De data asta, fiind obișnuit cu toate înjurăturile adresate mie, dacă mi-ai spune că îmi dai roast, chiar dacă ești un YouTuber de 100.000 de abonați, chiar dacă ești unul de 10.000 de abonați, m-aș gândi prima dată și prima dată la abonații care mi-ar veni și vizualizările care mi-ar veni datorită acestuia. Și nu mi-ar mai fi frică chiar atât de mult, ba chiar aproximativ deloc. Să începem cu începutul. În comentariile din acel video am întâlnit oameni din toată țara. Unii mai proști, alții și mai proști, alții încercând să se dea deștepți, dar erau proști de fapt, iar alții care, deși n-au fost de aceeași părere cu mine și deși argumentele lor cum că ar trebui să mă las de YouTube le-am scos din prima din listă, mi-au spus cum ar fi mai bine să procedez pe YouTube în videoclipuri. Dar, într-adevăr, recunosc că am fost puțin cam sălbatic în limbaj în acel videoclip și că nu a fost prea frumos din partea mea să-l întreb retoric pe acel băiat dacă e handicapat. Alte lucruri pe care să le spun la faza aia chiar nu am găsit. Adică puteam să fac ca și The Real Red, despre care vom discuta mai încolo, și să încep să râd fals după vreo secvență mai retardată din videoclip. Dar la ce bun? Nu prea mi se pare cine știe ce treaba asta. Oricum, vreau să încep cu o fetiță care mi-a spus că sunt un YouTuber de 2 bani. Eu, văzând că în poza ei de profil era ea și cu perdelele ei, mi-am dat seama că e vorba de un copil mic care ar avea de învățat că nu este bine să insulți pe cineva, că se ia și acela de tine după. Așa că i-am spus că la ce perdele are ea în cameră, 2 bani ar reprezenta o valoare. După a venit maică-sa la mine și mi-a zis că, din cauza youtuberilor ca mine, nu o să o lase pe ea să se uite decât la Max Infinite și că sunt un nesimțit că m-am luat de Max Infinite. În primul rând, te anunț că eu nu m-am luat de niciun Max Infinite. Știu că așa ți-a zis fiica ta de 7 ani, cea deșteptuța mamii, dar sunt de părere că te puteai uita 4 minute la acel video, pentru că atât a durat, pentru a hotărâ dacă fiica ta are 100% dreptate sau dacă mai greșește și ea puțin. În al doilea rând, mi se pare foarte ciudat să-i hotărască adultul copilului la ce se uite efectiv pe YouTube, ca să nu învețe să înjure. Așa cum am mai spus acum foarte mult timp într-un video pe care nu l-a văzut nici dracu, și eu eram roboțelul părinților mei care îmi spuneau că nu este bine să înjur și alte lucruri de genul, mai precis al lui taică-meu. Și în clasa a 6-a am ajuns să nu știu să leg două cuvinte urâte, iar colegii mei să facă fraze cu recturi care necesitau înjurături. Din cauza asta, ei s-au cam ferit să vorbească cu mine și nu mi-a plăcut. După am început să înjur ca la ușa cortului și imediat a început să mă aprecieze lumea. Și chiar și acum țin minte că am auzit prima mea înjurătură la Codrin, când m-am uitat la parodia lui la Edet și Edi. Prima dată nu mi-a plăcut, dar după m-am acomodat și asta nu este ceva rău. După părerea mea, nu e nimic dacă nu înjuri. Poți să vorbești și foarte frumos și calculat, dar trebuie neapărat să știi toate cuvintele urâte de când ești mic, în caz că vei avea nevoie de ele, pentru că în ziua de azi, dacă ajungi abia în clasa 6-a să înveți cuvinte urâte, o să pari puțin autist, la modul cel mai serios. Au fost oameni care mi-au spus că nu pot să fac videoclipuri de roast-uri pentru că The Real Red face deja videoclipuri de roast-uri. Pariez că n-ați auzit până acum de Călinaciu sau Mr. Dart Jomo, nu? În fine, probabil că acei oameni au rămas fără aer de la atâta lins în cur, curul lui The Real Red cel mai probabil, dar ba da.
poți să faci pe YouTube ce vrea pula ta. Poți să postezi și videouri de porno, chit că YouTube-ul le va șterge, dar acelea or să rămână pe YouTube un timp. Asta este ideea. Și în cazul în care nu știți de existența niciunui YouTuber în afară de Dariel Red, în YouTube-ul nostru românesc și în general în tot YouTube-ul, să știți că Zâza Andrei postează pe canal Minecraft, care a fost postat și de Irafael, Max și altele, Ganicus, Demsky, I Hate Pink și alții. Asta înseamnă că îi copiază? Nu vreau să acuz pe nimeni, dar dacă ne luăm la bani mărunți, putem preciza și criteriul că și așa toți youtuberii se copiază unii pe ceilalți, cu faptul că postează jocuri sau vloguri pe canal. Deși chestia asta nu se numește copiat, ci inspirat, haideți să facem după voi. Îl copiez pe Dariel Red. No, haideți să vă explic ca la proști, ok? Deci, pe acest site numit YouTube, există un YouTuber de 4 milioane de abonați numit Leafy, ok? Nu Leafy scris așa cum se aude, kids, cum am auzit la mulți alții. Și nu este doar Leafy, este Leafy is here. Da, tipul acesta este un YouTuber din străinătate care a făcut 4 milioane de abonați pe canal. Deci putem spune că sunt mari șanse ca și YouTuberii noștri români să se uite la el. Și chiar e adevărat, adică eu mă uit la el și după ce am auzit glumele lui Red legate de Leafy, putem spune că și el se uită sau s-a uitat cel puțin la Leafy. Dar acest Leafy postează pe canal videouri în care le dădea roast copiilor mici care postau videouri de căcat pe YouTube. Nu vi se pare nimic cunoscut în chestia asta? Stai, că parcă mi-amintesc că și Dariel Red postează exact același lucru pe canal. Ce coincidență, domne! Leafy face chestia asta de aproape 4 ani, iar Red face chestia asta de la începutul anului 2016, adică de un an jumate. După logica voastră, haterii mei inteligenți și frumoși, non-gay, Dariel Red îl copiază pe Leafy, deci nici el nu este original cu absolut nimic. Wow! Asta este adevărul, nu-mi vine să cred! Toată viața mea a fost o minciună! Pentru ce am trăit? Vai! Da, exact! Nu este nimic nou în ceea ce face Dariel Red pe canal. Simplu, este un om ca și mine care s-a uitat la un anumit YouTuber, a văzut ce face și i-a plăcut foarte mult și s-a părut interesant. După, i-a venit întrebarea în minte, de ce să nu fac și eu asta? Exact așa cum mi-a venit și mie. Și ghiciți, ce? S-a făcut magia. Dariel Red s-a apucat de făcut roast-uri. Aceeași poveste este și în cazul meu, vă asigur. Deci pot posta ce vrea pula mea pe canalul meu de YouTube, deoarece este canalul meu și doar al meu și eu pot face ce vreau pe el. Iar argumentul că Dariel Red sau Leafy sau Sloboz HD PvP Minecraft Survival Games face asta de dinaintea mea este invalid și de căcat. Cam asta am avut eu de zis și acum cine e inteligent și cu minte matură o să înțeleagă, cine nu mă doare în pulă. Eu mi-am terminat videoul, aștept comentariile, dar după vizualizări și abonați, desigur. Noi ne revedem data viitoare și chiar dacă veniți cu tot hate-ul vostru pe mine, să știți, hate-ul este ca și un pumn. Dacă te lovește în pulă, te doare în pulă. Simplu.